Domnul maestre, ce să facem aici, la cetatea de scaun? Iar nu te schimbi așa. Trebuie să ne debarasăm de trecut.
balansăm de modul în care a fost administrat acest oraș în ultimii 4 ani. Cetățenii Târgoviștei au dreptul să ceară înapoi ceea ce este al lor și a fost furat de către Boriga și Popescu și întreaga camarilă portocalie. De pe 10 iunie va fi mai bine pentru cât mai multă lume din această țară. Asta să ne ajute Dumnezeu. Grozavu primar! Grozavu primar! Grozavu primar! Dâmbovița votează USL! 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 Să vedem toate steagurile sus, să vedem chipurile acestea ce au acum zâmbet, pentru că întrebăt speranța. După 10 iunie avem speranța de mai bine. Vă îmbrățișez pe toți și vă spun din capul locului. În această campanie electorală este cea mai frumoasă adunare la care am participat. Am văzut și în alte părți oameni mulți, susținători, simpatizanți, oameni normali care doresc schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dar astăzi și până în 10 iunie nu strigăm decât Grozavu și Țuțuianu! Grozavu primar! Grozavu primar! Grozavu primar! Grozavu primar! Țuțuianu Adrian la Consiliu Județean! Țuțuianu Adrian la Consiliu Județean! Țuțuianu Adrian la Consiliu Județean! Țuțuianu Adrian! Am mai văzut? Spuneam, mulți oameni peste tot, în toate colțurile țării unde mergem, oamenii vin alături de noi. Jos mafia portocalie vopsită în verde, jos Florin Popescu, jos Boriga, jos Țării! Hoții! 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 Mafia! Voi sunteți cei mai hotărâți, pentru că voi în Dâmbovița ați suferit cei mai mult, ați suferit cel mai mult de pe urma aroganței, lăcomiei, sfidării acestor oameni. Astăzi avem o singură șansă și o singură cale. USL, victorie! 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 Cei care au stăpânit această țară cu firman de la Traian Băsescu și Elena Udrea și-au bătut joc de milioane de oameni. Le-au tăiat salariile, le-au micșorat de fapt pensiile, au falimentat firme, au lăsat oameni pe drumuri, au închis școli, au închis spitale, au mărit TVA-ul, au făcut tot ceea ce nu s-a făcut niciodată în rău în această țară. Dar vă spun convingerea mea, niciunul dintre baronii fedeliști nu a fost mai arogant, mai nerușinat, mai agresiv decât Florin Popescu. Dați-l afară prin vot! Și închipuie în continuare la asta e moșierilor și au întâmpinat cu interfisul. Iar eu îi spun, nu Florin Popescu, după 10 iunie în Dâmbovița va fi interzis hoție, interzis terare, interzis fidare, adică interzis Florin Popescu, interzis Florina, interzis PNL. Și Victor Ponta
diferite, între personalități diferite. Am spus că vom fi capabili să trecem peste tot și să fim împreună. Și am rezistat, noi am rezistat, iar ei au dat bir cu fugiții. Unde mai vedeți azi culoarea portocaliu și literele PNL? Nicăieri. Acești oameni care ne-au furat, care ne-au mințit, care ne-au batjocorit, n-au curajul să dea piept cu alegătorii. Dar noi știm cine sunt și votul dumneavoastră îi va găsi și îi va pedepsi. Noi șansa Târgoviștei și a Dâmboviței de a scăpa de mafia lui Florin Popescu. Sunt prieten cu Gabi Grozavu de 20 de ani. Grozavu primar! Și sunt prieten cu el de 20 de ani, pentru că niciodată nu s-a gândit să fure, pentru că niciodată nu s-a gândit să mintă, pentru că a spus ceea ce și când asta îi aducea voturi și când nu îi aducea voturi. Pentru că niciodată n-a fost oportunist, n-a trădat ce a rămas alături de convingerele lui. Gabi Grozavu va fi un primar cinstit, corect și care va face din Târgoviște ceea ce e acest oraș cu istorie extraordinară merită. Votați-l pe Gabi Grozavu! Florin Popescu avea toată puterea, când îi amenința pe toți, când îi cumpăra pe toți, când îi șantaja pe toți, sunt printre puținii oameni care au rezistat. Florin Popescu și cașca lui spuneau, Grozavu e slab, Grozavu nu are putere, Suțuianu nu contează. E bine, puterea lor morală, curajul lor de a se bate aici, ani de zile, când Băsescu și Popescu tăiau și spânzurau în România, să-i ducem la victorie pentru ei și mai ales pentru dumneavoastră. Adrian Țuțuianu, Gabi Grozavu! Yeah.